Neața, băieți, am plecat la curte. Astăzi încep treaba la pepinieră. M-am dus să o amenajez și să pun primele semințe. Și voi o să fiți alături de mine când fac treaba asta. Băi, am ajuns la curte și faza e că am cumpărat pui. Bine, iubita mea a cumpărat 30 de pui de o zi. Îți dea de carne. Și întrucât i-am luat de la Agroland. Întrucât au ajuns pe la începutul lunii ăsteia în magazin, i-au sunat, bă, veniți să vă luați pui. Și fiind frig afară, a trebuit să-i ținem în casă, ca să crească și un pic, până se fac mai mărișoși și le crește imunitatea. Și faza e că sunt gălăgioși. I-a ținut iubita mea în dormitor și acum i-a mutat în baie. Problema cea mai mare nu că sunt gălăgioși. Put! Talibanii! Am pus lumină de asta, bec de asta roșu, că dă foarte multă căldură. Talibani. Uite, talibani, ia. Dă-te mai de acolo. Tocă-te un pic, lor. Hai, mă pun și niște apă. Și ce o să fac? O să intre picioarele în asta cu apă aici. Da, uite acolo, da? Era sete, mă. Era sete, oi? Talibanilor. Teroriștii. Aolei. Păi. S-a mărit că erau mititei. Am început să le dea penele. Am luat 30 și ne-au murit 6 și mai avem 24. Asta e. Îți depun căpăcelul. Hai cum putem. Abia aștept să-i scoatem. Să-i băgăm în cușca lor acolo, în coteț. În fire. Bun. Dacă eu am venit să fac altceva la curte. Veni să pregătesc pepiniera. Ok. Și astăzi punem în pământ migdalele. Migdalele se află, zic eu, aici, în această cutie. Până le pun, durează un pic. Aici. Vai, ce puta. Hai, ne vedem în grădină. După cum sunt bucuros să vă prezint livada Broadheader, bine, în faza incipientă. Fix unde stau eu acum, aveam înainte via, tot boscheții mari, urâți. Așa că am plătit doi oameni să vină să scoată efectiv vița de vie și boscheții și tot. Să ne taie pomii, au făcut și lucrările de întreținere la pomii fructiferi Sper că soarele în față vedeți ceva. Ăștia de aici și toți cei care mai existau în curte, cu excepția nucilor. Așa că, așa arată în momentul de față livada Broadheader, grădina cea mare. Și mai aveam în față de lucru, dar nu contează. Bun, ce facem astăzi? Astăzi avem de început munca la viitoarea, la pepinieră. Dacă inițial voiam să fac pepiniera în față, acum o să o fac în spate pentru că nu avem gard și ajung câini acolo, cei doi câini și își fac nevoile. Și n-aș vrea să, eventual, să sape, să ne scoată semințele. Așa, ce vom pune astăzi? Așa, paranteză. Și motiv pentru care am decis să pun aici în spate. Cum vă spuneam mai de mult, e o surpriză. Ei bine, surpriza este că ce vrem să punem. Dacă ne ajută Dumnezeu să se și prindă și să facă roade. Aici am lăsat, după cum probabil vedeți, 2, 4, 6... 6 stâlpi, 6 rânduri. Bun. Pe primul rând acolo se văd niște lăstari. Aia e zmeură acolo. Și aici vrem să punem mure gigant, respectiv căpșuni, un anume soi de căpșuni și inițial voiam un singur soi și după aia am zis, bă, hai să punem două soiuri de căpșuni. Motiv pentru care vom avea două soiuri de căpșuni, nu vă zic de care. Ok. Și pepiniera am să o încep aici. În continuarea rândurilor de căpșuni și mure. Iar în spațiul care va rămâne, oricum pepiniera nu o să fie foarte mare, voi imaginați că o umplu până în gard acolo cu semințe. În continuare, deci după ce termin rândurile din pepinieră, vom pune pod. Trebuie să ne vină cireșii, trebuie să ne vină migdalul, trebuie să ne vină și smochinul. Cu smochinul am oarece dubii, sunt temător, pentru că mă tem să n-aibă probleme cu prinderea, cu adaptarea, dar asta rămâne de văzut. Iar astăzi vom pune în pepinieră migdale, astfel încât vom obține puieți de migdal pentru comercializare. Așa arată migdalele. Nu. Ce vedeți voi pe mall-uri, pe Carrefour, pe diversele magazine, alea sunt sâmburii de migdal, deci miezul. Sâmburii, efectiv, scuze, miezul vedeți în magazine, ăștia sunt sâmburi cu tot cu coajă, deci miezul se află în interior. Se aseamănă oarecum cu nucile, tot, dacă mi-aduc bine aminte, tot din familia oleaginoaselor fac parte și migdalele. Am aici 10 kg de migdale. Pe câte rânduri o să încapă? Dacă un rând are 20 de metri și o să le pun în șirindian. Nu știu. Bun, pe voi o să vă las să savurați, iar eu trebuie neapărat să mă apuc de treabă pentru că, dacă nu, voi rămâne cu migdalele în cutie și se usucă. Bun, hai să dăm drumul la treabă, urați-mi mult, mult succes și spor! Am mare noroc cu faptul că în grădină s-a arat, s-a dat cu motosapa. Așa că pământul este deja afânat și mi-este mult mai ușor să trasez un șanțuleț cu sapa. Bun, lăsăm sapa deocamdată și trecem la pus sămânța. Băi, fraților, am terminat de pus migdalele în pământ. Mi-au intrat de aproximativ 10 kg de migdale. Mi-au intrat în... Hai să mă dau... Nu știu cum să mă dau, aici. Și cred că puteți să vedeți rândurile, nu? Deci, aproape 10 kg de migdale mi-au încăput în șir indian proporție 91%, pe 3 rânduri și un sfert. Bun, și acum vreau să vă arăt cum le-am pus eu. De așa le-am pus eu. Le-am avut aici. Aici nu mai e absolut niciuna. Și l-am pus pe 3 rânduri. Mai pe toate rândurile le-am pus la fel. Sau pe cât posibil la fel. Hop. Până încolo. Și aici restul. Am avut ceva de muncă. Acum tot ce mai trebuie să fac. Uite, a intrat găina vecinei, a intrat la noi în grădină. Tot ce mai trebuie să fac este să astop, să pun pământul deasupra și să dau prima mână de apă, prima udare. Temperaturile pe timpul nopții am văzut că nu, ce obțin aici în zona Brăilei, nu mai coboară sub 0 grade, ceea ce nu poate fi decât un avantaj pentru mine și pentru livadă. În cazul în care vă întrebați, domnule, dar le-ai pus prea apropiate, sigur nu o să fie nicio problemă? Ca să vă răspund pe scurt, nu-mi pasă. Oricum, nu vor încolți toate, asta este garantat. Sau aș putea să fiu surprins. Așa. Dar, deci, ce puțin la nuci, cu nucile am avut aceeași poveste. N-au încolțit toate. Și am pus 1000 de nuci și mi-au ieșit vreo 421, 420, 420 de nuci rotunjiri, de puieți, scuze, rotunjiri. Așa că, da, astea sunt migdale. Au coaja ceva mai subțire decât la nuc. Nu știu, dar rămâne de văzut. Așa că mie nu mai rămâne decât să astup și să ud. Și la udat încă nu am furtun suficient de lung până aici. De-aia am zis, știi, să fac pe piniera deocamdată, să o instalez aici în continuu, aproape de gospodărie. În ideea că poate voi cumpăra un furtun mai lung, eu știu, vreo 200 de metri. Și să ud, să-l trec prin gard, pe la găini, să-l leg la canal și să ud cu el pe aici. Că la pomi nu-i problemă, aș putea să car cu găleata, că nu e o suprafață foarte mare. Pomi mulți nu sunt și nici nu vor fi în livadă, așa că mare deranj nu o să fie. Și cel puțin lucrările de întreținere le voi efectua mai des, acum, în perioada de început, cel puțin la pomi. În ceea ce privește murele și căpșunii, automat trebuie să, asta presupune efort constant. În ce privește pepiniera, de asemenea, trebuie efort constant. Dar, câtă vreme Dumnezeu îmi dă putere să muncesc, de ce să nu muncesc? Nimeni n-a murit de la muncă. Așa se spune, nu? Bun. Apropo, mi-am băgat nucile, migdalele în buzunare ca să merg. Vă dați seama, era aiurea să mă duc. Terminam, ajungeam până la jumătate sau ajungeam până în capăt, mai rămeau un metru de pus în pământ și trebuia să mă întorc unde am cutia acolo. Am băgat în buzunar. Ce să zic, urați-mi succes, spor să se prindă. Cum vedeți, liniile, șanțurile sunt drepte, rău de tot. Băi, mi-a ieșit surprinzător de drept, având în vedere că n-am pus apă. Ăsta e și mai strâmb, al treilea, penultimul. Se aude un elicopter la distanță. Pe câte se pare, nu cred că este elicopter de luptă, cred că e un elicopter smurd. A trecut și mai devreme și după cum arată. Da, cine posibil să mă înșel. Ok. Apropo, hai să vă arăt, ce am mai făcut în livadă aici. Așa, unde ești? Hai dincoace, că aici bate soarele. Uite, am făcut niște adâncituri în jurul tuturor pomilor din livadă. unde să pun apă. Și am făcut lucrul ăsta expre ca să nu se împrăștie apa, să se ducă pe alături. Vedeți? Și la asta. Și hai să vă arăt pomișorii pe care i-am cumpărat. Ăștia sunt merii. Nu apropii foarte mult, că vedeți ce soiul. Nu vreau să vă zic soiul. Le-am făcut tot așa. Îmi cer scuze, nu știu cum se numește, care-i termenul tehnic al acestei adâncituri în jurul tulpinei. Al doilea și al treilea aș fi vrut să fie aici. Din păcate l-aveam pe ăsta, așa că pe al treilea l-am pus aici. Da. Cam atât. Vă place cum arată livada? Bine, în jurul nucului ăstuia n-am făcut nimic. Stai așa să nu calc pe ei. Ăștia la alți nucușorii se prezintă foarte bine deocamdată. Bine, este exact așa cum erau când le-am pus. Asta nu știu dacă s-a prins, dar în fine, rămâne de aflat. Acum, cu toată grădina arată, dar cu motosapa, nu mai distingi. Asta e al doilea mușuroi. La asta îmi place că observ niște muguri, să le zic așa, sau tentative de muguri. Și dacă nu mai avem înghețuri peste... fapt în primăvară, noaptea, cred că în martie, uite și asta, asta are muguri frumușei. Scuze, bate un pic vântul. Deci dacă nu o să mai avem înghețuri în martie, fapt dacă nu o să avem, că n-am mai avut anul ăsta, dacă nu o să fie înghețuri în noapte, noaptea, în luna martie, cred că o să dau mușuraie la o parte, la nuci. Ce să zic? E mișto la țară. La oraș te plictisești. Trebuie să faci, să te descurci cu orice altceva. Bun. Vă las de aici, de la grădina Broadheader, de la livada Broadheader. Vă las și mă pun să-mi termin treaba, ce mai am de făcut. Și ne vedem pe YouTube. Am pus un clip scurt pe TikTok. Instructor Bro. Îl găsiți acolo pe scurt cu activitatea de astăzi. Gata, fraților, am terminat. Vai, eu am crezut că e așa o muncă ușoară. Ce am făcut? Am acoperit cu pământ și am udat. Cântă cocoșul de amiază. Bun. Am decis să și ud. Ce am făcut? Trebuie să mai pun semne acum. Deci mi-au intrat migdalele, deci aproximativ 10 kg de migdale mi-au intrat pe 3 rânduri și un sfert. Am mai pus și aici, unde vedeți zoaile alea de apă. Acum tot ce rămâne este să termin, să strâng pe aici și de strâng, să pun semnele și să mă tirez acasă. Face câtă muncă. Și așteptăm în primăvară să ne iasă puieții. Și cred că o să-i ținem undeva, nu ne-am hotărât cât să-i ținem, oricum vecinul are și el treabă în grădină. Nu ne-am hotărât cât să-i ținem, dar vor fi gata de comercializare anul ăsta. Așa că dacă o să vreți să cumpărați puieți de migdal nealtoiți, soi autofertil, ca și nucul de altfel, de la mine, lăsați-mi mesaje în privat și o să țin cont. Ce o să vă ofer spre vânzare este așa. Puieți de nuc, puieți de migdal și puieți de castan comestibil deocamdată. Și rămâne pe viitor să vedem pe ce ne mai extindem. Așa că de aici, din livada Broadheader, sleit de putere aproape, vă las. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și, repet, dacă sunt cunoscători între ale pomiculturii, nu mă criticați dur. Asta este modul în care eu am decis să acționez, să lucrez și să procedez cu sămânța. Dacă voi faceți altfel, nu înseamnă că automat eu am greșit. Pur și simplu îmi place să învăț din experiențele personale. Așa că nu-mi strică niște sfaturi, eventual cu poze sau materiale video. Știu că sunt pe YouTube o grămadă, n-am stat să mă uit, pentru că pierd timp. Pierd timp prețios pe care îl pot investi aici. Așa că, repet, mie mi-este indiferent. La 10 kg de sâmburi de migdal, vă dați seama, repet, nu cred că vor încolți toți, nu cred că voi avea echivalentul în puieți, la fel cum am observat că nici nucile nu încolțesc toate. Puieții de castan comestibil au ieșit, sunt într-o continuă dezvoltare, dar trebuie să mai cumpărăm material săritor, să mai cumpărăm niște castane comestibile să punem, pentru că avem puțin. În speță vreo 5-6 puieți ieșiți în momentul de față, așa că trebuie să avem mult mai mulți. Bun, de aici, de la livada Broadheader, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Asta a fost toată treaba, sper că v-a plăcut materialul și dacă aveți sfaturi, sugestii, idei, ce să mai pun în grădină, lăsați-mi într-un comentariu, fie aici pe YouTube, fie într-un mesaj privat pe pagina de Facebook. Doamne ajută, numai bine și salut, spor și vă la treabă cei care v-ați apucat deja. Ceau! Yeah. Let's go.